Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și pentru că mâine va fi o zi de sărbătoare, am decis să fac un tutorial pe care să-l încarc mâine dimineață și ne vom întoarce din nou în sfera croșetului irlandez pentru a realiza această floare care poate fi folosită ca mărturie pentru botez. Se poate executa și în nuanțe de albastru pentru a fi adaptată pentru un băiețel sau în culoarea alb, poate fi o frumoasă mărturie pentru o nuntă. De asemenea, această floare poate fi folosită și ca ornament pentru diferite lucrări pe care le facem. Eu am folosit această culoare pentru că este un fir un pic mai grosuț și în felul acesta dumneavoastră puteți vedea exact modul în care se lucrează. Deși pare ceva complicat, în realitate este foarte simplu, este nevoie doar să fim un pic atente. Și în foarte scurt timp vom realiza această floare. Cine din întâmplare va vedea acest tutorial și încă nu este înscris pe canalul de YouTube Tatiana Andrieș, Creationic by Tatiana, vă rog să clicați pe înscriete și apoi pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care încarc un nou tutorial pe canalul de YouTube. Eu vă mulțumesc anticipat și voi începe să vă prezint materialele de care vom avea nevoie pentru a realiza această floare. Așa cum v-am spus, eu am folosit un fir mai gros pe care îl găsesc aici, un fir de bumbac mercerizat, aici se cheamă Gaia, este producție italiană. Dumneavoastră puteți să lucrați în firul de macrame pe care îl veți găsi acasă, bineînțeles dacă nu este un fir la fel de gros, nu este nicio problemă, puteți lucra cu un fir un pic mai subțire și cu croșetul adaptat. Acest fir, așa cum vă spuneam, este un pic mai grosuț și este adaptat pentru a lucra cu croșetul cuprins între numerul 3 și 3 și jumătate. Din păcate am doar această culoare de această grosime. Apoi vom avea nevoie, bineînțeles, de săculețul pentru bombonele, vom avea nevoie de o mărgeluță cu diametrul de jumătate de centimetru. Am văzut în alte tutoriale, doamnele dau un anumit număr, eu aici nu am după numere, vă spun doar diametrul mărgeluței. Deci o mărgeluță cu un diametru de o jumătate de centimetru și aceasta la alegerea dumneavoastră poate fi albă, poate fi roz, poate fi bleu, în funcție de ceea ce doriți să lucrați și de culoarea cu care lucrați. Apoi vom avea nevoie de, așa cum vă spuneam, de croșetul cu numărul 3. Vom avea nevoie fie de firul cu ață, acul cu ață, fie de croșetul cu numărul 075 cu care vom pune mărgeluța. Dacă nu, o vom putea lipi cu lipiciul lichid. Apoi vom avea nevoie, bineînțeles, de foarfece și de un pic de atenție, pentru că lucrul în sine nu este greu, este foarte, foarte ușor. Eu voi începe să lucrez. Voi lăsa aici la început firul un pic mai lung, pentru că în felul acesta voi putea introduce mărgeluța
pentru a face lucrarea în modul în care dumneavoastră să puteți vedea foarte bine. Eu vorbesc încet pentru că bătrâna mea doarme și nu aș vrea să o trezesc ca apoi să înceapă să strige după mine. Deci am făcut primul ochi de lanț și acum voi continua cu alte 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Acum mă voi întoarce în primul ochi și voi închide cu fir alunecat. Am aplecat un pic camera mai jos, în modul în care dumneavoastră să puteți vedea mai bine ceea ce execut. În acest moment voi începe să fac un număr de 7 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. După care mă voi întoarce în cercul pe care l-am format. În același timp voi prinde un pic și capătul de fir pentru a-i da siguranță și voi face un picioruș scurt. După care voi continua din nou cu 7 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voi intra din nou în cerc și voi face din nou un picioruș scurt. În felul acesta vom lucra 6 astfel de arcuri, să le numim, formate de un număr de 7 ochiuri de lanț. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am lucrat și cel de-al șaselea arc, să-i spunem așa, format din 7 ochiuri de lanț. Acum voi închide din nou cu un picioruș scurt. Deci am format acest număr de 6 segmente, să le spunem, care vor fi baza primelor petale. În momentul în care am lucrat acest picioruș scurt, vom continua cu 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi lua din nou firul odată pe croșet și în corespondența piciorușului scurt cu care am încheiat acest rând, voi face, să intru bine, voi face un nou picioruș dublu și apoi voi face și cel de-al doilea picioruș dublu, astfel că în total vom obține un număr de 3 piciorușe duble, ținând cont de cele 3 ochiuri de lanț cu care am început. În acest moment vom intra în interiorul acestui arc format din cele 7 ochiuri de lanț și vom lucra un număr de 15 piciorușe duble în interiorul arcului. Începem 1, 2, 4, 5, 6, 9,
Am ajuns aici. Vedeți, facem un pic de spațiu, împingem un pic piciorușele. Deci avem 9. Zece, 11, 12, 13, 14 și cel de-al 15-lea picioruș dublu. Iar acum, din nou, în corespondența piciorușului scurt cu care am încheiat acest segment de 7 ochiuri de lanț, vom lucra exact ca la început, deci în mijloc va veni, vom lucra un număr de 3 piciorușe duble. În corespondența aceluiași picioruș scurt, deci primul, cel de-al doilea, cel de-al treilea picioruș scurt, acesta va face pasajul între o petală și cealaltă. După care, din nou voi intra în interiorul următorului arc și vom lucra din nou cele 15 piciorușe duble. Deci, în felul acesta vom lucra pe lungimea arcului, vom face 15 piciorușe duble. În piciorușul scurt cu care am închis arcul, vom lucra un număr de 3 piciorușe duble în același picioruș scurt și vom intra în petala următoare pentru a lucra din nou cele 15 piciorușe duble. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am lucrat și interiorul ultimei petale, am executat cele 15 piciorușe duble. Acum voi închide rândul. În primul ochi, primul picioruș dublu de fapt, pe care l-am executat în piciorușul scurt cu care am închis suporturile pe care le-am făcut pentru petalele noastre. Deci vă amintiți de cele 3 piciorușe duble pe care le-am executat în piciorușul scurt dintre arcuri. Deci voi închide în cel de-al treilea ochi de lanț din acest prim picioruș cu fir alunecat, după care voi intra în cel de-al doilea picioruș voi intra în cel de-al doilea picioruș, voi face un picioruș scurt, așa, după care voi face 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5 și în spatele lucrului voi intra din nou. După cum vedeți, aici în mijloc avem cele 3 piciorușe duble pe care le-am lucrat în rândul anterior. Voi intra în cel de-al doilea picioruș dublu, voi face un picioruș scurt și din nou 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Mă voi deplasa către următoarele 3 piciorușe duble și voi intra în cel de-al doilea. Deci nu uitați, cele 3 piciorușe duble sunt lucrate în piciorușul scurt pe care l-am lucrat între cele 7 ochiuri de lanț.
Și am lucrat din nou un piciorul scurt, voi face 5 ochiuri de lanț. În felul acesta voi crea suportul pentru cel de-al doilea rând de petale. Voi intra din nou în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu din rândul anterior, piciorușul dintre petale. 3, 5. Eu sper să explic bine modul în care să înțelegeți. Așa cum spun întotdeauna, în cazul în care nu ați înțeles ceva, nu ezitați să scrieți în comentariile dumneavoastră, pentru că eu vă voi răspunde. Voi face din nou aici un picioruș scurt, urmat de alte 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 5. Mă voi deplasa din nou către următoarea petală. Din spatele lucrului întotdeauna trecem cu firul. Voi intra în cel de-al doilea picioruș dintre petale și voi face un picioruș scurt, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Iar acum am ajuns la capătul rândului, de unde am început suporturile pentru cel de-al doilea rând de petale, și vom intra în piciorușul scurt, primul picioruș scurt pe care l-am lucrat. Și voi intra într-acesta și voi închide totul cu fir alunecat. După cum vedeți, pe partea din spate avem deja suporturile pentru cel de-al doilea rând de petale. Acest al doilea rând de petale este foarte simplu și acesta se execută foarte ușor. Voi intra în primul arc format din cele 5 ochiuri de lanț și voi lucra un picioruș scurt. Apoi voi lua odată firul pe croșet. Voi intra în interiorul arcului și voi face o jumătate de picioruș dublu. Pentru o jumătate de picioruș dublu, după cum vedeți, voi trage firul prin toate trei firele și am închis. Acum voi face două piciorușe duble. 1 și cel de-al doilea. După care voi continua lucrând un număr de 5 piciorușe duble înalte. Deci vom lua de două ori firul pe croșet, voi intra în interiorul arcului și voi face 1, cea de-a doua și cea de-a treia. În felul acesta, deci, lucrăm un număr de 5 piciorușe duble înalte. 1, un picioruș, cel de-al doilea picioruș, cel de-al treilea, cel de-al patrulea picioruș. Și acum voi face cel de-al cincilea picioruș dublu înalt. După care voi continua din nou cu două piciorușe duble, deci am luat doar o singură dată firul pe croșet.
Apoi voi face o jumătate de picioruș dublu. Deci odată firul pe croșet voi intra în arcul format și voi extrage firul prin toate trei. Extrage croșetul cu firul prin toate trei firele. Iar la urmă, deci avem o jumătate de picioruș dublu, la urmă vom face un picioruș scurt, după care vom intra în corespondența celui de-al doilea arc format din cele 5 ochiuri de lanț și voi lucra din nou. Repet, pentru că în felul acesta veți vedea un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu, două piciorușe duble, cinci piciorușe duble înalte, deci am luat de două ori firul pe croșet. Sper să nu mă deplasez, să ies din cameră, să puteți vedea. Cel de-al cincilea picioruș dublu înalt. După care voi face din nou două piciorușe duble. O jumătate de picioruș dublu. Și un picioruș scurt. Și am încheiat și cea de-a doua petală. Și ne vom intra în următoarea. Noi vom lucra singuri acum și ne întâlnim. Vedeți, deja începe să se formeze floarea. Ne vom întâlni după ce vom termina de lucrat aceste petale, la capătul rândului, așa cum spun eu de obicei. Am ajuns în punctul unde trebuie să lucrez ultima petală. Mă reîntorc din nou la dumneavoastră pentru că vreau să vă explic din nou modul în care lucrăm. Deci, în interiorul arcului de 5 ochiuri de lanț, voi face un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu, două piciorușe duble, și cel de-al doilea. Cinci piciorușe duble înalte, deci de două ori firul pe croșet și vom face un număr de 5 astfel de piciorușe. 1, 2, 4, cel de-al cincilea picioruș dublu înalt, acum voi face din nou două piciorușe duble, deci am luat doar o singură dată firul pe croșet, două piciorușe duble, o jumătate de picioruș dublu, am luat firul odată pe croșet, voi intra în interiorul arcului și voi trece cu croșetul, voi trage firul prin toate trei ochiurile,
iar la urmă voi face un picioruș scurt. După cum vedeți, am lucrat ultima petală. Voi închide în primul picioruș scurt cu care am început prima petală. Voi închide cu fir alunecat, după care vom tăia firul și îl vom ascunde undeva în spate. Făcând aceste mărturii de botez în acest mod, vreau să aduc un pic de noutate, a schimba acel clișeu prin care toate mărturiile de botez reprezintă fie rochițe, fie salopete, fie pantalonași, în cazul în care se lucrează pentru băieței, fie pălărioare. Aceasta este, cum să vă spun, o tehnică foarte veche, așa cum v-am explicat când am făcut primele tutoriale din tainele croșetului irlandez. Este o tehnică foarte veche, dar va fi întotdeauna foarte modernă. Și după cum vedeți, se pot realiza lucruri foarte frumoase. Voi aprofunda în aceste următoare zile un pic din tehnica acestui croșet și veți vedea ce lucruri minunate se pot face cu flori realizate în croșetul irlandez. Acum, așa cum vă spuneam, voi încerca să introduc în mijloc. Ia uitați-vă. Uitați-vă ce frumoasă este. La prima vedere pare ceva foarte, foarte complicat de făcut, însă în realitate vedeți că totul este foarte simplu. Iar această petală, rândul de petale din mijloc, care este creț și așa, ați văzut, este foarte simplu de lucrat. Acum voi încerca să introduc mărgeluța în mijloc. Așa. Sper să reușesc din prima. Așa cum vă spuneam, puteți folosi mărgeluța de o jumătate de centimetru. Dacă nu, sunt și mărgeluțele un pic mai mari. Vedeți dumneavoastră, în funcție de firul cu care lucrați și în funcție de dimensiunile mărturiei. Dacă veți avea un fir mai subțire, pe care lucrați cu un croșet obișnuit, croșetul de 1,75 cu care se lucrează de obicei firul de macrame, puteți pune mărgeluța cu diametru de jumătate de centimetru. Dacă doriți să fie un pic mai aparescentă, un pic mai frumoasă, putem să punem și mărgeluța cu diametru de 1 sau în funcție de numerele care sunt. Eu voi încerca să pun mărgeluța aceasta mai mare. Sper să reușesc să o pun din prima. Întotdeauna sunt anumite lucruri în care trebuie să ai manualitate, dexteritate. În cazul în care nu reușiți, doamnele începătoare, nu reușiți să puneți cu croșetul, puteți foarte bine folosi firul cu acul cu ață, nu este nicio problemă. Așa, veți scoase mărgeluța, veți fixa la locul ei și în felul acesta vom duce la capăt lucrarea noastră. Uitați-vă ce frumos! Apare foarte frumos. Cel puțin mie așa îmi pare. Văd că în cameră firul meu pare mult mai palid decât este în realitate. În realitate, această culoare de roz este un pic mai aprinsă. Bineînțeles, deformează lumina artificială, deformează culoarea
adevărată, voi închide aici și voi ascunde și firul în același timp. Cum vedeți, în puține minute realizăm o mărturie deosebită, o mărturie frumoasă. Așa cum vă spuneam, ceva ce iese din tipare de obișnuite. Vom scurta firul. În cazul în care dumneavoastră veți lucra cu un fir mai subțire, bineînțeles, acesta nu va ocupa atât de mult spațiu pe săculețul în care se pun bomboanele. În cazul în care veți lucra cu un fir mai subțire, puteți face o fondiță, așa cum ați văzut de multe ori că am făcut eu la anumite lucrări. Fondița perfectă. Imediat vă voi demonstra cum se face. Scuzați un moment. M-am reîntors la dumneavoastră. Am luat această pămblicuță decorativă cu lățime de 1 cm. Voi arăta din nou modul în care facem fondița perfectă, fără să fie nevoie să ne chinuim cu să legăm noduri, nodurele. Vom pune în acest mod pămblicuța. Vom aplica un pic din lipiciul lichid pentru a-i da stabilitate aici. Vom ține un pic presat. Să se lipească. Vom întoarce pe spate și vom aplica din nou un pic de lipici lichid. Și cu mare atenție vom încerca să fixăm exact mijlocul aici, pe spate, unde am pus lipiciul lichid. Vedeți? În felul acesta. Și am realizat pămblicuța perfectă, fără prea mare greutate, fără să stăm să ne chinuim pe degete, pe furculiță, pe... Este foarte simplu. Acum ce voi face? Voi scurta pămblicuța. Acesta, voi tăia oblic, voi încerca să o scurtez și de partea aceasta în mod egal. Sper să fie în mod egal. Aproximativ. Cu bricheta voi trece un pic pentru a sigila țesutul. Iar pe aceasta, ia uitați-vă, deja s-a lipit de degetul meu. Putem aplica în felul acesta. Vedeți? Pentru a-i da un pic de șarm, un pic de frumusețe. Eu îl voi pune doar de formă, pentru că nu întotdeauna reușesc să ajung în oraș să-mi cumpăr săculeții, dar am vrut să vă arăt modul în care lucrăm. Uitați-vă, deci cu o fondiță totul va fi perfect. Vreau să vă prezint și cartea
revista, de fapt, după care am lucrat acest model. Modelul este acesta, croșetul irlandez. Această carte, această revistă, de fapt, eu am cumpărat-o ani în urmă. Am găsit-o din întâmplare. M-a atras acest model de bluză, inspirându-mă de aici. Eu fac anumite lucrări, inspirându-mă de aici. Am ajuns la această idee de a lucra și mărturii pentru botez, pentru nuntă, într-o altă tehnică decât cea uzuală. Vă mulțumesc pentru atenție. Sper că v-a plăcut ceea ce am învățat astăzi. Voi veni un pic mai aproape, în modul în care să puteți vedea. Ne vom întâlni cu alte tutoriale din nou interesante. Încerc de fiecare dată să dau tot ce-i mai bun, să vă prezint tutoriale pe care nu puteți să le găsiți pe alte canale de YouTube și de aceea sper ca să vă înscrieți pe canalul meu, Creațiunii by Tatiana, Tatiana Andrieș, să dați un like, să dați un comentariu. Eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă doresc o bine meritată zi de odihnă și ne vom revedea cât mai curând cu un nou tutorial. La revedere!